Păi nu te mai concretizează. Da, mâine își va da demisia. Pleacă din CD? Din Consiliul Local. Pleacă din Consiliul Local. Să nu fac acest pas de a anunța astăzi, așa cum eram hotărât, demisia. Veți asista probabil și la o demisie, cea a domnului Băișteanu, da? Pentru că dumnealui a propus astăzi să renunțe la colaborarea cu, în cadrul grupului de consilieri municipal, din motivele pe care o să le aflați mai târziu. Demisia dumneavoastră a survenit în urma... Ați auzit ceva din o demisie scrisă? Deocamdată discutăm. Păi nu, da, mâine își va da demisia. Pleacă din CD? Sau din PSD? Din Consiliul Local. Pleacă din Consiliul Local. Și rămâne în PSD? Poftiți? Rămâne în PSD? Deocamdată, da. Da, rămâne în PSD. Este o informație, o tratăm exact ca o informație în spațiu public, despre un gest pe care îl analizez și care prevede ieșirea mea din Consiliul Local. Fără să realizez o exacerbare, nici pe departe nu îmi stă în caracter să fac de mine un erou sau, Doamne ferește, un punct de reper. Au venit foarte multe semnale care mi-au spus că nu e o decizie chiar unilaterală așa cum este o demisie și că ar trebui întâi să am o întâlnire cu cei care și-au pus un anumit capital de încredere și pe care să-i reprezint. Am acceptat, am spus că nu fac acest pas de a anunța astăzi așa cum eram hotărât demisia. Pentru că se pare că e mai mult decât o decizie personală și țin să-mi respect verticalitatea, personalitatea și cuvântul dat celor care au crezut că aș putea să ajut la bunul mers al activităților. Cu asta consider subiectul închis. Niciun alt comentariu nu se va mai face. Vă mulțumesc!